Bine ai venit într-o nouă ediție Lifestyle, Dana Tacea sunt gazda ta, moda încotro. Dezbatem astăzi acest subiect care e ultra influențat de pandemie, atât alegerile pe care le facem din propria garderobă, cât și cele pe care le facem la shopping, alături de Roxana Melnicu, redactor Universul Psihologic și editor revistele Ioana și Femeia. Bună, Roxana, bine ai revenit la noi la București FM! Bine v-am găsit! Este o bucurie să vorbesc din nou la voi și mai ales despre modă. Roxana, ce ne facem cu pandemia asta și cu moda? Se înțeleg între ele, se ceartă. Cum a schimbat pandemia asta moda din punctul tău de vedere, care tu de-a lungul timpului ai scris foarte multe articole din zona asta de fashion? Și ne interesează foarte tare să vedem perspectiva unui redactor de fashion asupra ce se întâmplă, domne, în prezent cu moda, că totuși ne-a afectat comportamentul de consum și de a compune ținute situația în care ne aflăm. Absolut ne-a afectat. Eu pot să vorbesc chiar din două perspective, una de mare pasionată de fashion și de redactor de fashion, dar și de mare, mare pasionată de fashion. Și în al doilea rând, din perspectiva psihologului, eu de profesie sunt psiholog și cumva am observat ce s-a întâmplat din interior la mine, la prietenele mele, la stradă și, bineînțeles, la piața fashion de la noi și din lume. Ce să spun? Eu aș putea să spun că trendul predominant este, bineînțeles, îndreptarea către lejeritate, către comod, către sport. Sigur, și către o reducere a componentelor extravagante. Inclusiv vara am văzut în acest an ținute mult mai puțin extravagante, mai puțin arogante, mai puțin spectaculoase. Practic, aș putea să spun cumva că înfățișarea noastră a putut arăta niște etape ale unei traume pe care le-am suferit, practic ale unei traume sociale, ale anxietății pe care o trăim și ale izolării. În înfățișarea noastră s-a văzut mai întâi partea de plictiseală, depresie și a fost trendul acela în pijama, în care realmente puteai vedea pe stradă oameni să puteau fi chiar în pijama. Eu am văzut chiar în pijama. Apoi a început partea de disperare. I-am spus eu trendul umblare la supermarket. Pur și simplu, nemai având unde să-ți porți hainele, le purtai în contexte oarecum bizare. Pe urmă a fost inadecvarea. A fost un moment de desprindere de realitate pe care l-am urmărit spre sfârșitul primăverii anului trecut, în care vedeam cu surpriză cum lumea ieșea în pufoaică la 20 de grade. De ce? Pentru că nu aveau contact cu exteriorul, nu-și dădeau seama, nu puteau să-și moduleze hainele, nu mai știau să aleagă. Pe urmă a început faza de întremare și au venit ținutele de vară, care erau aproape normal. Pe urmă a venit toamna și un soi de depresie și un soi de nevoie de tandrețe, în care suntem încă acum, în care predomină hainele noi, mângâietoare, blana, iată, am observat-o și la mine, pur și simplu, deși am o grămadă de haine de stofă, n-am mai simțit niciun impuls să mai îmi cumpăr paltoane de stofă, ci dimpotrivă am purtat și mi-am cumpărat numai blănițe, lucruri moi, mângâietoare, plăcute, comode, sigur, frumoase, dar comode și mângâietoare. Ne-am dus un pic mai mult către materiale tactile care să ne facă să ne simțim bine în contact cu ele. Exact. Și aici a câștigat cașmirul, a câștigat plana, a câștigat mătasea în timpul verii. Sunt materiale feminine care ar trebui să ne flateze. De fapt, ca să spunem, până acum am vorbit numai despre lucruri triste, hai să vorbești despre lucruri vesele, ce a fost cel mai plăcut în perioada asta a fost posibilitatea de a ne redescoperi niște surse mai ascunse ale feminității. Dacă
până acum, în ceea ce noi consideram normalitate, foloseam foarte mult niște artificii exterioare ale feminității, cum ar fi, nu știu, haine de stofă, haine foarte mulate, stiletou sau altceva. Acum am început să descoperim sursele feminității nebănuite, cum ar fi o lenjerie mânghietoare, o croială plăcută, un șalvar. Deci cumva le-am îndreptat către zona explorarea interiorului. Ceea ce nu e deloc rău. Este un plus adus feminității noastre și merită să cultivăm mai mult partea asta. Deci chiar și zona de confort, să-i zic așa, nou creată, nou apărută, are instrumente de stil pe care le putem folosi ca să ne ridicăm așa energia și să ne simțim mai bine noi cu noi, indiferent de situația prin care trecem, că totuși vestimentația are o putere foarte mare asupra stării noastre de spirit și e bine de știut că, uite, doamne, chiar și în pandemie ne putem juca cu alte elemente. Cum ai spus, ai trecut de la stofă la materiale mai tactile, blăniță, știu și eu, tricotaje care să te facă să te simți bine și alte tipuri de materiale potrivite, na, sezonului rece. Roxana, în materie de culori, ce ai observat? Mai folosește lumea culoare, mai puțin? Cum ți se pare? Eu, spre exemplu, am observat foarte mult negru în jurul meu, la fel ca în fiecare an în sezonul rece. Da, bine, cred că negru ăsta va ieși foarte greu din garderoba noastră de iarnă și, drept să zic, anul ăsta chiar nu oferea nicio perspectivă de a ieși din negru. Pentru că în primul rând, dorința oamenilor de a consuma a cam scăzut. Nu-ți mai vine să-ți cumpere atât de multe haine noi, nu-ți mai vine să-ți cumpere atât de variate. Inclusiv second-hand-urile și-au mai diminuat oferta și atunci era mai greu de combinat, greu de ales. Nici marile branduri n-au fost foarte generoase cu culoarea anul ăsta. Vreau să spun eu, sub raportul opțiunilor de culoare, este că ar merita să explorăm și alte nuanțe. De exemplu, pe mine mă fascinează foarte mult în acest sezon griurile. Să nu uităm că griul împreună cu galbenul au fost alese culoarea anului, cu culoarea Pantone a anului acesta și ar trebui să ne gândim mai mult la griuri, care oferă posibilități enorme de asortare, de combinație, de nuanțare. Mă atrage foarte mult albul, bejurile la fel. Cumva, cred că ar fi bine ca noi să facem o opțiune vitală, să le impunem cumva renunțarea la negru. Nu este neapărat opțiunea pentru siluetă. Negru nu subțiază neapărat. Depinde cum e folosit. Negru nu e un panaceu. Și cumva dacă vrem să facem o mișcare afirmativă pentru noi, eu le-aș propune tuturor femeilor să facă o mică pauză de negru, măcar o zi pe săptămână. Facem ziua pe săptămână în care nu purtăm negru deloc. Vedem ce ni se întâmplă. O să fie numai bine. Deci vă lansăm o provocare. O zi fără negru săptămâna care urmează. Și așteptăm feedback de la voi. V-ați simțit bine? Se poate și fără negru? Sigur se poate. Vă garantăm. Roxana, în materie de croiel, ce ai putea să ne spui? În materie de materiale, am înțeles că mergeți spre o zonă mai tactilă, legat de culori, tot mult blocaj în negru, încercăm să-l depășim și ai dat o opțiune foarte valoroasă, griul. Ce ai putea să ne spui în materie de croieli? Se poartă croieli comode, largi, strâmte? Cam cum e trendul? Din fericire, ne-am mai îndepărtat de skinny jeans, ceea ce totuși este un semn. Urmând acest trend de confort, care, mă rog, e natural, au apărut
croieli foarte, foarte creative și cred că este foarte bine să le explorăm, să explorăm deci, cum să spun, lejeritatea este importantă ca senzație fizică, dar ceea ce nu trebuie să uităm niciodată este să păstrăm contactul cu corpul. Trebuie ca atunci când ne uităm în oglindă, silueta noastră să fie încă prezentă. Deci, chiar dacă avem niște croieli largi, ele trebuie să ne avantajeze, trebuie să lucrăm inteligent cu volumele. Trebuie să avem o siluetă frumoasă. Dacă nu păstrăm legătura cu silueta, cu forma noastră feminină, dacă nu ne recunoaștem, deja lucrurile alunecă pe o pantă tristă. Și din punct de vedere vizual, dar și din punct de vedere psihologic. Deci e bine să avem lejeritate, dar e bine ca lejeritatea asta să ne flateze feminitatea, să ne flateze forma. Să nu uităm de eternul exemplu al hainelor orientale, care au inspirat trendul ăsta, șalvarii, îmbrăcămintea chinezească. Toate flatează silueta, îți creează o siluetă plăcută, nu ascund. Deci există, mă rog, formula aceea celebră cu baggy clothes, asta este o sursă de depresie și este ea însăși o sursă de îngrășare. Deci cumva, nemai văzându-te, încep să uiți de tine. E bine să evităm chestia asta. Deci croierile toate trebuie să ne avantajeze, indiferent cât de legere sunt, trebuie să ne găsim frumusețea, să ne privim și în oglindă. E bine să ne simțim bine cu noi, dar să ne privim și în oglindă. Trebuie să ne placă chestia asta. Să păstrăm legătura cu corpul. Corpul trebuie să fie fericit. Dacă tot lucrăm pentru fericirea corpului, să lucrăm complet pentru fericirea lui. Roxana, ne împărtășește o formulă de ținută care te-a bine dispus pe tine și care te-a făcut să te simți atât comod cât și estetic wow în pandemie? Da! Au fost mai multe, pentru că mărturisesc sincer, mie îmi place foarte tare să inventez tot felul de forme din astea, care îmi dau așa o stare de triumf, o stare de bucurie. De exemplu, pot să descriu ce am descoperit zilele astea. O blăniță un pic mai lejeră decât aș fi avut o tendința să port, dar purtând pe dedesubt un hanorac și asortând cu niște pantaloni pe care i-am dipuit foarte bine, dintr-un soi de fleece. Ei sunt foarte comozi, țin foarte cald, urmează linia piciorului, deci arată bine, cu niște cizmulițe. Extraordinar arată și se pretează oricărei ocazii. Bine, nu că ar fi acum nenumărate ocazii, e drept să, dacă aș fi invitată la nu știu ce cocktail, probabil că nu m-aș îmbrăca așa. Dar profit de faptul că încă nu sunt cocktailuri și deocamdată sunt bine. Da, deci există și o parte bună în perioada asta. Ne dăm voie să ne punem în valoare și latura noastră mai comodă, care vrea să stea așa și într-o relaxare mai lungă, să zicem. Deci, da, cum să spun, nu e un lucru rău. Cumva asta ne învață și un respect mai profund pentru corpul nostru. Și ne face cumva să judecăm dacă chiar merita ca în trecut să purtăm niște corsete, niște sutiene, niște stiletos toată ziua. Erau oare ele necesare? Reflectând un pic la aspectul ăsta, putem să câștigăm inclusiv în sănătate. Deci, confortul corpului înseamnă și sănătatea corpului. Să nu uităm de chestia asta și să nu uităm să ne prețuim mai mult. Adică să învățăm din experiența asta, din tot ce a avut ea, și bun și rău. Și există încălțăminte comodă și estetică din plin. Acum cred că tot mai multe femei se vor îndrepta către ea și o vor observa mai mult decât o observau înainte, fiindcă, în general, femeile cumpără tocuri chiar dacă nu le poartă și umplu garderoba cu pantofi colorați cu toc pe care nu-i poartă. E, acum abia aștept să văd garderobe pline cu pantofi comozi și frumoși și purtați, mai ales purtați. Roxana, o curiozitate. Ce scrie presa internațională pe acest subiect? Se modifică moda sau e ceva trecător de moment legat de acest confort în vestimentație versus pandemie?
Presa internațională în momentul ăsta nu prea se referă la confort, cât la trendurile care țin de sustenabilitate. Se pune accentul și cred că e o latură educativă și bine țintită pe educarea unui nou tip de consum, pe cultivarea gustului pentru materiale naturale, pentru mai multă conștientizare în raport cu volumul de haine pe care le cumpărăm, volumul de haine pe care le aruncăm, conștientizarea în raport cu felul în care se produc hainele astea, adică crește foarte mult trendul eco. Prindu-se și pe momentul ăla de insight care a apărut la începutul pandemiei, acest semnal de alarmă tras de organizațiile ecologiste, care ne arată că degradarea naturii poate să ducă la niște epidemii grozave. Iar degradarea naturii face parte din efectele dezastruoase ale unui consum ieșiți din limitele normale. Deci, cumva, presa internațională vorbește mai mult despre consum decât despre forme. Deci, cumva, formele acestea comode și materialele naturale sunt o consecință firească a noului trend de conștientizare în raport cu consum. Roxana, crezi că marile branduri de fast fashion se vor adapta sau vor continua să producă în același ritm, în speranța că vor vinde ca înainte de pandemie? Din câte Așa, am ce crezi observat, despre acest topic? Fiindcă e greu de previzionat așa ceva, însă ce consideri tu? au început să se plieze. Adică, bine, s-ar putea să fie în mare parte și un efect al dereglării piețelor, pur și simplu, a lipsei de legătură cu piața asiatică, deci se întâmplă niște lucruri în direcția aia, dar din câte am observat, firmele de fast fashion încearcă să se apropie mai mult de calitate și să renunțe la cantitatea enormă de produse aruncate pe piață. Da. Vedem. Deci e greu de spus încă ce se va întâmpla, pentru că nu e un moment în care piețele sunt stabilizate. Asta cred că putem să spunem abia la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor. Dacă lucrurile merg în continuare așa, nu știu, poate să mai apară. Roxana, cum crezi că ar putea o femeie să fie și comodă și feminină în același timp, din punct de vedere vestimentar, indiferent dacă lucrează de acasă sau lucrează de la birou? Fiindcă sunt persoane care nu și-au schimbat deloc stilul de viață, lucrează în continuare de la birou, ca înainte de pandemie, la fel cum sunt și foarte multe persoane care și-au schimbat total stilul de viață și lucrează eminamente de acasă. Ai avea așa câteva sugestii pentru ele să bifeze și confortul și feminitatea? Da, păi în primul rând criteriul e unul singur. Eu cred că e foarte posibil să fii și feminină, și comodă, și relaxată, să lucrezi și de acasă, dacă urmezi un singur criteriu. În orice casă ai niște oglinzi. Când treci prin fața oglinzii alea, trebuie să-ți placă ce vezi. Dacă nu-ți place ce vezi, indiferent de motiv, nu e bine. Iar dacă nu-ți place ce vezi, mai adaugi un rid de nemulțumire. Data viitoare, ridul ăsta o să te facă să-ți placă încă și mai puțin. Ca urmare, oricum ești, oricum lucrezi, stai acasă, trebuie să ai grijă de imaginea ta, pentru că îți aduce bucurie, consolare, încredere în tine, îți sporește frumusețea și puterea. Cumva, narcisismul feminin, se vorbește despre narcisismul feminin, spune, o femeie trebuie să fie ca o pisică. Asta presupune relaxare, presupune siguranță de sine, nu presupune deloc neglijență. Ca urmare, sunt anumite accente ale feminității pe care le putem adăuga foarte ușor. Un machiaj simplu, câteva linii care ne dau expresivitate. Parfumul. Deci am observat și am discutat de-a lungul pandemiei, în diverse stadii ale ei, cu mai multe colege de-ale mele, și nu numai, cu femei din medii diferite. Și mai multe mi-au spus un lucru extraordinar, ce lucrez de acasă, n-am mai ieșit din casă de nu știu când, dar folosesc parfum.
În fiecare zi folosesc alt parfum. Mi-am luat mai multe parfumuri decât aveam înainte. De, cumva și-au cultivat. Alta mi-a spus ceva foarte interesant. Eu nu, în casă nu-mi permit să port șalvar și pantalon de trening. Dar zic, de ce? Păi mi-e teamă să nu mă îngraș. Eu port fuste cu betelie ca să știu să-mi aduc aminte, nu cumva să sar calul. Asta e, Roxana, e un KPI, un Key Performance Indicator legat Exact. Deci, asta mi-a arătat că femeile au acești indicatori ai feminității, acești parametri pe care, dacă îi țin sub control, dacă îi țin mereu în câmpul conștiinței, au șansa de a se simți bine, de a-și spori puterea și feminitatea, indiferent de unde lucrează. Adică lucratul de acasă este un avantaj. Faptul că nu suntem obligate să ne îmbrăcăm în același fel, în același taioare, în fiecare zi, este un avantaj. Deci trebuie să ne bucurăm de el și să ne cultivăm alte și alte aspecte ale feminității. E un moment chiar de explorare, pur și simplu. Ce putem să renunțăm, nu știu, la heavy make-up, la tone de fond de ten, dar câteva linii de expresivitate, un fond de ten mai de calitate, un fond de ten transparent, care ne unifică și ne face să arătăm bine, acel touch de bucurie pe care îl avem când trecem prin fața oglinzii, ăsta este nu numai o sursă de frumusețe, este efectiv o sursă de putere. Deci ne face și mai performante, și mai frumoase, și mai feminine, și mai relaxate, și mai cum să spun, mai performante în relații, atât cu relațiile de muncă, cât și în relațiile de familie. Că acum, dacă tot îmbinăm toate în acest spațiu mic al casei, cumva avem nevoie de toate în același timp. Nu mai putem să ne explicuim acum sunt femeia de afaceri, sunt așa și acasă pot să fiu oricât de relaxată. Ești în același timp. Este un challenge, dar cumva te pune să-ți cultivi bine feminitatea asta. Da, și mesajul subliminal mi se pare foarte valoros, acela de a fi frumoasă în primul rând pentru tine și mai apoi pentru ceilalți. Fiindcă e foarte mult despre relația care avem noi cu noi și de cum ne percepem noi pe noi, pentru ca mai apoi să fim bine și cu ceilalți și să fim percepuți bine și de ceilalți. Fiindcă, în general, majoritatea compun ținute, să zicem, pentru job, fiindcă consideră acolo mă văd ceilalți și contează, acasă nu contează, ba contează pentru că este exact cum spuneai tu, Roxana, mă văd în oglindă, ce simt când mă văd, mă plac sau nu, fiindcă dacă azi nu mă plac, mâine nu mă plac, poimine nu mă plac, egal cu o viață cam nefericită. Și atunci da. Ar fi bine, dacă nu chiar în fiecare zi, măcar jumătate din săptămână să ne ocupăm un pic și de ținutele noastre. Roxana, am o curiozitate. Care este elementul din vestimentație sau din zona de accesorii la care tu nu ai renunțat și nu ai renunțat indiferent de pandemie, nepandemie, acel lucru care îți place ție foarte mult? Nu aș renunța la parfum, în primul rând. Nu și aș renunța... Din zona vestimentară, e vreo piesă care îți place ție în mod special și indiferent de context, totuși vrei să o ai mereu așa în ținutele tale? Fuste, rochii, chiar dacă sunt mai sport, chiar dacă le port cu colanți, fuste rochii întotdeauna. Culori frumoase, culori deschise. Da, și cred că în perioada asta încă am cultivat mai mult culorile optimiste, rozurile. Poate înainte nu cultivam așa rozuri, dar acum cred că le-am cultivat mai mult. Da, și n-aș renunța la hainele care flatează forma. Astea păstrează, cum spuneam, legătura cu corpul. Sigur n-aș renunța nici la hainele, eu purtam și înainte. Deci eu purtam și înainte șalvar, haine orientale, asta am cultivat foarte mult timp de ani de zile. Și cumva sunt și o probă de formă. Pentru că dacă tu ca ai o formă fizică foarte bună, vei putea îmbrăca orice fel de haine. Și atunci astea sunt și un indicator. Deci, dacă ești bine, înseamnă că vei arăta bine și la cei
salvați. Deci n-aș renunța la ăștia pentru nimic. Excelent. Roxana, elementul la care ai renunțat în pandemie, spuneai mai devreme că ar fi jachetele din stofă. Da, nu, jachetele nu atâta ca jachetă de taior, alea l-am mai purtat de vreo două ori, deși foarte puțin, paltoanele, ce-am mai renunțat, ciorap foarte fastuoși, am cam renunțat la ciorapii foarte fastuoși, și stiletos efectiv la ocazii, deci numai la, dacă sunt invitată undeva. În rest, n-am purtat niciodată pe stradă, așa, doar că... Înainte purtai stiletul pe stradă? Nu se mai întâmpla, da. De obicei se întâmpla pentru că aveam seara o ocazie, având în vedere că acum toate lucrurile erau punctuale, totuși s-a diminuat foarte mult. Dar da, și ciorapii iar. Asortăm masca cu ținuta sau nu prea contează? Ce părere ai? Cum să spun, e bine să o asortăm, dar să nu facem abuz. Cumva nu-mi place ideea de a face masca să fie o bucată din ținută cumva crescută pe față. Nu e bine. Dacă vrem să facem un statement cu asortarea asta, dacă vrem să demonstrăm o idee, dacă ținuta noastră declară ceva, da, e bine să o asortăm, dar așa pur și simplu estetic, nu aș încuraja, uneori e bine să fie contrastantă. Îmi place foarte mult trendul măștilor care sunt pictate cu fețe, care au buze, sunt foarte interesante, te fac să întorci capul, te fac să gândești. Da, astea îmi plac foarte mult. Însă nu sunt pentru asortarea cu orice preț. Roxana, legate tendințele acestea de croiuri relaxate, de compleuri de tipul training-urilor, să zicem, în culori neutre sau nu, până unde sunt, să zicem, valoroase din punct de vedere estetic și de unde încep să semene a neglijență? Cum să facă diferența între ele? Cum să se raporteze la ele? Primul indiciu este să fie noi, intacte, să nu ne ascundem după degete și să nu arătăm ca și cum ne-am îmbrăcat în training, că n-avem altceva. Deci, important este să fie de calitate, să aibă croieli frumoase, încă o dată, să păstreze legătura cu corpul, să nu fie total decolate pe noi. O ținută de felul ăsta câștigă foarte mult prin felul în care o purtăm, prin felul în care ne mișcăm, prin felul în care ne machiem. Dacă neglijența trebuie să are din tot comportamentul, din felul în care nu ne-am machiat, din jumuleală, din faptul că nu ne-am mai vopsit părul de 3 săptămâni, 3 luni, 3 ani, deja lucrurile încep să se degradeze. Adică nu trebuie să cumpărăm ținutele pentru că sunt comode, ci singurul motiv este trebuie să le cumpărăm pentru că ne plac. Deci nu are rost să cumpărăm lucruri doar pentru că sunt la reducere sau doar pentru că sunt comode și hai să mai pun încă una în dulap. Trebuie să-ți placă. În momentul în care toate ținutele pe care le ai îți plac, ai șansa să fii frumoasă în fiecare zi pentru că deschizi dulapul și nu găsești decât lucruri frumoase. Nu ai ce să greșești. Practic le asortezi cu modul tău, dar nu au cum să fie urâte. Nu trebuie să ne ascundem după deget. Când alegem hainele, trebuie să ne placă. Să ne placă în sensul în care să ne vină bine. Nu să ne placă pentru că i-au plăcut cuiva, nu trebuie să ne placă pentru că le-am văzut în revistă. Să ne purtăm, să ne uităm în oglindă la cabina de probă, e frumos, îmi place, îl iau. Nu, îți place, ție, îl iau eu. Nu, îmi place. Singurul criteriu. Și în felul ăsta vom avea întotdeauna haine frumoase la îndemână, nu la public. Da, ăsta e un punct extrem de important, să ne placă nouă. Des întâlnesc în sesiunile de evaluare de garderobă sau de shopping cu femeile cu care lucrez, următoarea situație. Mie îmi place, dar nu-i place soțului. Sau soțul consideră că am haine și să cumpăr altele. Ideea este în felul următor. Dacă noi cumpărăm ceva pe criteriu să-i placă soțului și nouă nu ne place, noi nu ne vom simți bine cu acel item. Vom fi doar așa ca să bifăm gustul lui.
Ori e bine să ne manifestăm personalitatea noastră ca să putem să ne simțim bine în pielea noastră. Altfel suntem așa o umbra noastră, numărul 1. Iar numărul 2, nu încurajez shoppingul excesiv, însă în momentul în care garderoba abundă în piese care le-am cumpărat din necunoscute cauză, nu am știut ce ne vine bine siluetei, ce culori ne vin bine, ce stil avem, n-am știut de niciunul și am cumpărat cu oreche și acum acolo haine care nu ne fac plăcere, ne uităm la ele și fugim cât colo, atunci o mini garderobă așa bine gândită și aleasă pe stilul femeii respective este de bifat și de cumpărat și poate chiar celelalte hainuțe care stau nepurtate să fie vândute, fiindcă în ziua de azi există nenumărate opțiuni de a vinde hainele din garderobă. Sunt atâtea femei care sunt dispuse să folosească haine la mâna a doua, deja nu mai este un subiect tabu, deja e o chestie extrem de uzitată, așa încât le puteți valorifica, vinde și cumpăra ceva care vă reprezintă așa cum voi sunteți acum și așa cum erați acum 20 de ani sau așa cum vă simțați acum ceva timp. Roxana, o întrebare la care deja ai răspuns, însă aș vrea să o punctăm cumva din alt unghi, anume, cât de mult ne impactează starea de spirit, purtarea unor haine exclusiv comode, sport, pe noi femeile? Pentru că, ok, ne simțim comode, însă ce facem cu latura asta estetică către care noi nativ avem așa o atracție? Pentru femei frumusețea este cumva primordială, pentru bărbați poate sunt alte lucruri, însă pentru noi femeile să ne simțim frumoase este tare important. Și nu că n-ar fi în regulă să purtăm acele combinații sport, însă cum facem dacă începem să nu ne mai simțim ok, să fim comode și atât? Bine, cred că trebuie să facem un echilibru, trebuie să facem o alternanță și cumva începe să simte nevoia asta. Deci după ce ai purtat training 3 zile, a patra zi ar trebui să simți dorința de a purta altceva. Problemele vin în momentul în care nu mai simți dorința asta. Și apare și situația asta. Ce se întâmplă de fapt acolo, Roxana, când apare această obișnuință și nu mai simți nevoia de... Ce se întâmplă acolo? Așa, pe cât se poate generaliza, că probabil că e individual diferit răspunsul. Bine, când nu mai simți nimic, nicio nevoie de a te simți femeie, asta arată o problemă mai profundă, care nu se rezolvă neapărat prin garderobă, dar ceea ce este de încercat este pur și simplu să faci efortul conștient de a schimba. Deci pur și simplu schimbă. Uită-te în oglindă și schimbă. Bine, cred că trebuie să ne oprim la prima parte. Uită-te în oglindă. Pentru că de obicei când ai asemenea uitări apar pentru că nu te mai uiți în oglindă. Nu te mai interesează. Te îndepărtezi, te scufunzi în alte domenii, în muncă, în nu știu ce, nu știu ce, și nu te mai uiți. Uită-te. Deci pur și simplu e de făcut un efort. Și e de făcut un efort pentru tine. Pentru a-ți da acel gust care îți va întări imaginea, îți va da curajul să mergi mai departe. Nu e simplu. Deci nu e simplu, într-adevăr. Uneori este o depresie care poate la ușă. Se întâmplă și asta. Dar cât mai poți, cât încă te mai gândești la aspectul ăsta, uită-te în oglindă ca să poți să ai un feedback. Cum să spun, uită-te, întreabă pe cineva, vorbește cu o prietenă, schimbă ceva în viața ta. Da, poate lansăm chiar și o provocare, Roxana, pentru cele care nu mai simt că le pasă de ținutele lor, să fac așa un exercițiu, 5 minute în garderoba lor, să aleagă 3 piese vestimentare și să compună o ținută, să folosească, hai să zicem, negru ca să rămânem în zona de confort, nu că ne-ar plăcea sau că l-am aprobat prea tare, dar ca să demarăm exercițiu, lângă care să pună o piesă colorată, da, colorată, nu semi. Iar da, da.
Ne trimită ținuta și să plecăm de la ea, să compunem și altele și mai valoroase, fiindcă, Roxana, acum în pandemie sunt convinsă că multe femei sunt într-o stare mai puțin grozavă emoțional și cred că hainele ar putea să le dea așa un gust de stare de bine, ca un fel de ieșire din ce se întâmplă și intrare așa într-o lume mai estetică, mai sweet, mai drăguță. Da, da, adică ar putea fi de folos, că de-aia ridicam două degete, să poarte acea ținută, să se joace un pic, pur și simplu. Ce-ar fi dacă n-aș fi neapărat eu și nu m-aș duce neapărat în fiecare zi la supermarket, ci m-aș duce la o petrecere? Oare cum m-aș îmbrăca? Ce-aș face? Și simplu joc ăsta, simpla încercare de a schimba, poate să declanșeze impulsul de a te îmbrăca mai bine mâine, de a te îmbrăca mai bine pe mine. E un challenge și chiar așa, chiar alcătești o ținută, fă-ți o poză, fă ceva. Roxana, îți mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi și cu mare drag. Abia aștept să revii, să analizăm ce s-a întâmplat cu acest îndemn, pentru că să știi că am de gând să-l reiau, e foarte valoros și foarte de ajutor pentru cele care se simt acum depășite de situație și au nevoie așa de un imbol, de un impuls, să-și pună garderoba la treabă și să-și crească starea de spirit. Aici se încheie ediția Lifestyle de astăzi. Dana Tacea sunt și te aștept duminica următoare cu noi subiecte din zona culinară. O vom avea alături de noi pe Andra Iliaș, jurnalist culinar și autoarea biografiei lui șef Josep Haddad. Așa că fiți cu urechea pe noi duminică ora 12 și 10 minute, 13 aici pe 98.3 București FM. Pe mine mă găsiți pe site-ul danatacea.ro cu recomandări de stil și tot felul de nebunii de proiecte din zona de stil vestimentar.